Ya, sí o nene. Eso es un grito. Así es que revenimos. Uitați. Aici, normal, mai spaci tu poftă, ai venit să mănânci o varză frumos cu coaste, cu alea. Adevărat, normal. O berică, o brânză cu smântână și ouăle, bă, că a dispărut ouăle. Le-ai contopit, nu-i problemă. Pentru toți, toți ăștia cu năduf în gură. Pentru toți ăștia cu năduf în gură. Care zice că alea, zic că ești la Oscar, mănânci, îți faci pofta, că sunt bine așteptați. Sunt bine așteptați să-i luăm. Acolo unii trebuie ca să-i luăm frumos. Corect. Și nu face și mai talent aici. E adevărat. Băi, asta venim să mâncăm și noi așa ceva de supărare. Suntem pe aici, pe la Oscar, ai înțeles? Pentru unii care ar vrea să vorbească cu mine sau poate nu mă găsește prin oraș, prin centru, pe la Selec, am fost și am mâncat niște prăjituri. Mă plimb pe la Palace, prin centru, pe la Select. Am venit la Oscar acum să mâncăm, suntem pe live. Care sunt statii ăia care cu adrese subanonimate și numai cu adrese false? Și care comentați aiurea și prostii. Veniți, tată, pe centru, pe copertă, tată, și vorbim cum vreți. Că vă dă tata... Vă leu, mamă, dacă nu, vă scot pe nașă, pe funduleț. Tot. Veniți și pe centru, și care aveți năduf, care alea, care... Aveți de comentat, veniți și vorbim față în față. Vorbim așa la distanță și prin camere sau după colțuri. Nebunilor! Am venit să mănânc de supărare, că nu mai pot de supărare. Toate la timpul lor și... Știți aia, secunda. Cucu, cucu. Adevărat, corect. Timpul le rezolvă pe toate. Și toate la timpul lor. Și vă așteptăm pe centru, să ieșiți pe copertă. Care nu vă convine. Care nu vă convine, ieșiți pe copertă. Zic că nu-i problemă de război. Că război nu-i problemă, că îi rezolvăm. Că ești îmbrăcat gros. Sunt îmbrăcat gros, nu vreau să vă arăt acum, dar... Da. O, Cătălin Ciomaga, să ne trăiești, frățiorul. Băi, hai că mi-aduci mie mâncarea și sărăcește. Care aveți năduf la mocarul meu și nu vă convine vreo ceva, mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe centru, zona 0, pe la Select, pe la Oscar, pe la Palace, unde vreți, ați înțeles? Alea, dar vă găsește tata înainte, că voi n-am unde să prea să vă găsesc, că știți prea bine unde stați și unde stați, terați și când ieșiți pe stradă și unde ieșiți. Că n-aveți acces, stânga, dreapta, că vă loviți de accelerat. Ați înțeles? Da. Îs pe live, îs la Oscar. Îs cu, doar cu fratele Geamăn. Corect, aici. Dar suntem doi și facem cât? 20. Că nu-i problemă de război. Ați înțeles? Nu-i problemă de război. Dăm înainte, Ucraina, Rusia. Rusia, Moscova. Stai așa. Adevărat, ce să spun, la noi niciodată nu au fost probleme de război. Vă așteptăm cu drag, indiferent care ați fi și cât să ați fi. Cât ați fi, nu ne interesează. Noi... Adrian e tăticul vostru. Adevărat, e nașul vostru. Tăticul. Știți voi filmul ăla, nașul? Adrian Beleaua, tăticul vostru. Adevărat. Hai că multă pară vrăjeală strică și ne întindem iară la vrăjeală și nu-i bine. Ne întâlnim cu ne-o vedea și vorbim și lămurim că suntem majori, suntem antrenați pentru orice. Ați înțeles? Adrian sunt, tăticul, nașul Corleone, Adrian Beleaua de la Iași. Și bineînțeles, fratele Geamăn. Bravo, da, numai bine. Hai mă.
Vorbim.